Mulțumesc. Domnule președinte al Camerei Deputaților, doamna vicepreședintă a Senatului, doamnelor și domnilor senatori și deputați, domnule prim-ministru desemnat, domnilor miniștri desemnați, doamna ministră desemnată, vă mărturisesc că în cei peste 20 de ani de activitate, ca economist am parcurs zeci de programe de guvernare în România, cât și în alte țări din Europa. Nu mi-amintesc să fi văzut un program atât de slab și incoerent. În schimb, am găsit măsuri existente în legislație, bâlbe și inadvertențe. Este propusă majorarea salariului minim de la 1 ianuarie, numai că această majorare este deja în legislație. Este prevăzută majorarea contribuțiilor la pilonul 2 de pensii până la 4,75%, după ce tot PSD a redus contribuția de la 6%. Se prevede reducerea cotelor de contribuții pentru sănătate în condițiile unei pandemii și a unui sistem deja subfinanțat. Se prevede maximizarea randamentelor economice în companiile de stat, dar în realitate presa a relatat cum toate companiile de stat au fost împărțite politic cu dedicație pentru clientela de partid. Creșterea pensiilor a copiat modelul de Black Friday, de la o creștere de 40% promisă de PSD, a rămas un biet 10% care va fi erodat de inflație. Poate o dovadă elocventă a amatorismului cu care a fost scris acest program este utilizarea denumirii Ministerul Finanțelor Publice. Cât timp acest minister poate de un an de zile un alt nume? Probabil un copy-paste dintr-un model mai vechi. Dragi colegi, mă așteptam ca astăzi să fie supuse votului în Parlament o listă de miniștri și un program de guvernare care să cuprindă măsuri ferme de întărirea statului de drept, de luptă împotriva corupției și de garantarea unui sistem de justiție independent, dar și pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Avem de-a face în realitate cu opera pusă în scenă de două partide cu aceleași mentalități învechite și retrograde, care promovează modelul statului captivat, unite conjunctural pentru a pune mâna pe părți cât mai grase din ciolan și de a împărți cu lăcomie banii din PNDL 3 și PNRR. Mulțumesc!